Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară a emisiunii este Renato Osatăi. Bună seara, bine bună ați seara. Venit. Și iată aici m-am blocat. Renato Osatăi și mai departe cum vă prezint? Da, dumneavoastră nu știți ce... Renato Osatăi e președintele partidului nostru. Așa, cum îți prezentați și pe alții, cred că, nu? Nu, nu, nu. Eu de ce m-am blocat? Pentru că dumneavoastră v-ați dat demisia din această funcție, ați plecat. Iar asta e versiunea, asta așa ați perceput dumneavoastră. Doamna cum s-a întâmplat? Așa a dat presa, erunat, greșit, toate declarațiile mele le găsiți video, nu înscris. Și unde era clar că când am spus că iau o pauză în politică, dacă eu îmi spuneam când dau demisia din funcția de primar, eu ne-am dat demisia în funcție de primar. Și am spus că iau o pauză în politică și o să aibă loc congresul partidului nostru la care vom discuta alegerea conducerii și așa mai departe. Și congresul nu a fost? Nu, nu a fost. A să aibă loc. Și dumneavoastră acum ați încheiat pauza și ați revenit. Nu, okay. Acum am venit la dumneavoastră, noi cu dumneavoastră. O să discutăm mai târziu despre partid. Da, o să discutăm mai departe. Bun, despre de ce se întâmplă cu partidul nostru acum. Da, haideți să discutăm mai întâi despre câteva subiecte de actualitate, până am vorbit despre Renato Osatăi și despre partidul nostru. Săptămâna asta a început cu... săptămâna trecută a început cu remaniere în guvern, săptămâna asta s-a încheiat acest proces cu numirea trei miniștri noi în guvernul Recean, un nou ministru la interne, un nou ministru la educație și un nou vechi ministru la Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii. Haideți să vorbim despre motivele acelor demisii și acelor numiri, scopuri, cine și de ce a plecat, cine și de ce a venit. Domnule Raț, eu cred că la dumneavoastră vin destui experți care am văzut că s-au pronunțat partidul PAS, care este la guvernare, au spus că este, adică, ceea ce s-a întâmplat nu este nimic grav, doar au avut loc niște schimbări. Opoziția toată am văzut că unanim o strigat în gură mare că sunt jocurile grupărilor în PAS și așa mai departe. Eu la acest subiect pot să vă adaug doar un lucru. Prima. Aceste demisii au fost întârziate. Cel puțin dacă vorbim despre demisia doamnei Rivencu, s-a făcut în așa mod ca să nu fie cumva legat de cazul tragic care a avut loc. Ca să nu fie legat sau ca să fie legat? Nu, ca să nu fie. Adică că nu-i demisia din cauza ce s-a întâmplat la aeroport, dar a fost demisă din cauza asta, asta a fost ultima picătură. Deci orice demisie, și demisia guvernului Gavriliță, și demisia acestor trei miniștri de guvernare au fost prezentate ca un lucru planova smena, cum se spune, da, în limba rusă. Adică ca un lucru planificat. În general au fost prezentate ca și demisii din proprie inițiativă acestor miniștri. Nu, corect. Din proprie inițiativă la noi cam toate s-au întâmplat, știți, cum ultimele 30 de ani. Pe mine mai mult mă deranjează cinismul că din cauza unor conflicte interioare, acolo în PAS astăzi este echipa care se uită, să-i spunem mai mult spre doamna președinte Maia Sandu, da? Sunt crețoșii care se uită doar spre Andrei Spânu, da? Care este un lider. Cine sunt crețoși? Cât de mulți sunt crețoși? Acum au rămas... Ei, vedeți că acolo tot e o cifră nestabilă. Adică ei bai erau 11 și apoi iar s-au ridicat cifra la 13. Erau un timp când erau peste 20 de persoane, sub 30. Și susținători al lui Andrei Spân. Oameni care nu că susținători. Oameni, eu voi spune, cu toate lucrurile negative, care când Spânul și-a prezentat capacitățile de a fi ministru în guvernul Gavriliță, mă refer, da? Cu toate problemele, cu gaze naturale, cu șmecherii care au avut loc, despre care discutăm în această seară, Spânul a fost unicul din PAS, posibil având școala Peledimie, care, într-adevăr, a participat la construcția unei părți a partidului PAS. Deci eu mă refer cu oamenii ăștia care astăzi sunt susținătorii lui, cum eu sunt, ei nu sunt susținători, ei se uită la dânscul la Dumnezeu și vă spun de ce, Spânul, le hotără probleme, i-a ajutat cu bani, rudele angajate la serviciu, s-a întâmplat ceva cu copilul, hai că eu vă ajut, nu vă lăs. Deci el a devenit un idol pentru acești oameni și astăzi
cât de tare n-ar fi înflat domnul Recean, spână pe dânsul l-a rupt în weekendul trecut. Ce înseamnă l-a rupt? L-a rupt, mă refer că le-a spus clar. Băieți, ori eu mă întorc ministru, doi, persoana mea, prietenul lui din copilărie, domnul Ifros, actual ministru de interne nou, da? Că ei sunt prieteni din copilărie asta, nu-i om acum... De unde știți că sunt prieteni? Of, da. Doamna, de unde știți? Am găsit eu crolul și ce s-a întâmplat cu gazul și dumneavoastră m-a întrebat. Asta e o informație, nu cum, dacă oamenii sunt prieteni, vă dați seama că asta cunosc mii de oameni asta, nu cunoște un om. Bun, da, de ce Recean ar numi nu doar pe Spânu în guvern, dar i-ar da unui prieten da, al eu voi spune că dacă Spânu mai șerie încă două ministerii, el îi dădea, că altfel Spânu, cum le-a spus și înainte de congres, când a fost domnul Grosu, el este președinte, băieți. Hai, ok, nu merg eu acum președintele pasului și nu să fiu viitorul prim-ministru după guvernul Gavriliță, dar trebuie să trăiți cu gândul că acest lucru oricum se va întâmpla. Și dacă lui Spânu îi se spunea nu, eu vă asigur că partidul care Spânu oricum îl va organiza, să țineți minte, când oricum o să fie o ruptură, o să fie un Hitler nou, Andrei Spânu, care o să fii președinte acestui partid. Ce înseamnă Hitler? El o să vină să ucidă evrei sau ce înseamnă Hitler? Și acest lucru oricum se va întâmpla. Uh-huh. Și la moment, ca să nu fie o ruptură mare în pas, cei din pas care chiar au fost și sunt contra dumnealui, inclusiv domnul Recean, domnul Recean este împotriva, domnul spun. Da, a fost tot timpul, da. Știu că din potrivă îl vorbea de bine întotdeauna. E bun, e și amul vorbit de bine și doamna președinte. Nu, inclusiv noastră, în discuții private. Încă o dată, doamna, dumneavoastră cunoașteți cei și trebuie să cunoașteți, dar eu cunosc cei și este într-adevăr, înțelegeți? De unde știți, dumneavoastră participați la ședințele lor, le interceptați telefoanele, aveți camere ascunse doamna, în birourile lor. Eu stăteam vineri, sâmbătă, duminic, prindeam guviți, litoralul Mării Negre, lângă orașul Mangalia în România. Da. Și primiteam toate ședințele lor, inclusiv ultima care a avut loc la orele 7 duminică seara, eu prindeam text pe scurt și se întâmplă. Cine tot sunteți Dumnezeu pentru cineva din pas? Nu, eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt un om în care mai multe persoane au încredere, de asta și îmi prezintă informația. Deoarece, cum credeți, cei la care li s-au închis gura și nu poate să iasă să spui despre ce într-adevăr se întâmplă în pas. Deci, ei știu că, adică fiind contra la cele întâmplate, la aceste remaniere, așa numit, vă dați seama că oamenii nu tac și ei vorbesc nu numai cu mine. Și ei ce spuneau? Că ce se întâmpla sâmbătă-și duminică în pas? Încă o dată, doamnă Rosa. Deci, partea pasului condusă, controlată, condusă, favorizată de doamna președinte, cei care sunt în relații bune cu domnul Recean, i-au pierdut bătălielul Spânu. Adică vă spun încă o dată, că Spânu, acest copilaș, de ce eu vă spun că el e viitor Hitler? Dumneavoastră deodată l-au împușcat evrei. Hitler până a împușcat evrei a avut o carieră foarte lungă. Înțelegeți? Și atât dumneavoastră spuneți că a împușcat evrei. Dumneavoastră Hitler este văzut în istorie ca un personaj negativ. Bun. Dar dumneavoastră, cum puteți califica o persoană care, spre exemplu, merge într-un război, da? Devine practic orb. După asta iarăși se întoarce la război. Este iarăși grav rănit. Și pentru patrie, cum spunea această persoană despre care vă povestesc, această persoană era gata la orice. Adică dumneavoastră, cum calificați așa o persoană? Iată despre care v-am spus eu cum. Mă refer, care a mers la război, rămas orb, iar s-a întors pe front. Orice caz, cu siguranță, această persoană nu înseamnă că este Hitler. Sunt diferite. Da, asta eu v-am povestit istoria lui Hitler. Nu, asta nu înseamnă obligatoriu că nu, este Hitler. Nu, asta eu v-am povestit istoria vieții lui Adolf Înțeleg. Hitler. Dar nu deci toți Adolf oamenii Hitler, care merg la război... Până am pușcat evrei, până am pușcat evrei... Înțeleg. Deci, da. Mi se pare un pic cam dur să puneți semnul egalității între ei. Dar haideți să ne clarificăm, pentru că tot ați pomenit despre, mai mult, eu v-am întrebat despre remanieri la trei miniștri, dar mi-ați vorbit în mod special despre unul dintre ei. Unul despre ei. Ca să precizez.
Eu îmi amintesc dumneavoastră și în discuții pe care le-am avut cu dumneavoastră anterior, da? Uh-huh. Până reveni în politică, noi am mai discutat la telefon, îmi spuneați de multe ori, o să fie alegeri anticipate. Ai să vezi, o să fie alegeri anticipate, Spânul o să rup partidul. Alegeri anticipate nu s-a întâmplat. Spânul a fost debarcat din guvern, da? Pentru că în remanierile noi am văzut. Au fost din principiu despre doi oameni. Da, corect. Principal. Și astăzi Spânul s-a întors, de ce? Cu înțeles fără dânsul nu s-a dezvoltat infrastructura, domnule? Nu, da. Eu și acum vă spun cu toate întrebări de ce el are... Doamna Rață, eu și acum vă spun cu toată certitudinea că, nu știu, până la locale ori după, dar guvernul recean va dimisiona... Din cauza lui Spânul. Din cauza lui Spânul. Din cauza lui Spânul, ați vedeți Crecean, da, iar a spui că doar doamna Gavriliță tot a dimisionat și a spus că a făcut numai lucruri bune, dar până la urmă de ce a dimisionat... Bun, ei niciodată nu spună că este dat cineva afară pentru că sunt colegi, da. Dar ideea este că Spânul a fost scos din guvern. Anticipate nu s-a întâmplat. Revoltă pe corabie nu a fost, Doamna publică nu s-a a fost liniște. Ia stați o secundă. Dumneavoastră mă băgați cu o zonă, chiar că uite, usate, tot zis că și bă anticipați și ele nu s-au întâmplat. Doamna Rață, dumneavoastră nu mă puneți pe mine controlor sau revizor la ce se întâmplă în pas. Pe mine mă deranjează din cauza incompetenței și celor care au fost și celor care au venit. Că e Spânul, că să-l anță indiviz din guvernul trecut sau din acest guvern, suferă cetățenii Republicii Moldova. Că avem și cele mai mari prețuri de pe continentul european. Că astăzi deja mai mulți ambasadori sunt șocați, înțelegeți? Și apropo, domnul Spânul, cumva, cum credeți, pe lângă faptul că a plecat împreună cu guvernul Gavrilit și până a fost orăși la președinței dumneavoastră, cunoașteți că practic la toate recepțiile, nu la practic, dar la toate recepțiile din într-o perioadă foarte lungă de timp, la mai mulți parteneri de dezvoltare, acest domn a fost invitat. Eu nu știu dacă el era sau nu era invitat. Știți foarte bine, domnul Rață. Eu nu l-am văzut la recepție, este adevărat, dar Rață, nu știu dacă el a fost sau nu. Vă spun eu că e așa. Și dumneavoastră știți asta foarte bine, asta nu e secret. Și asta știe tot pasul. Încă o dată, domnul Rață, mine mă interesează că dacă, spre exemplu, domnul Popescu sau... domnul Marcel, fost ministru muncii, Spătari, au făcut lucruri bune. Eu asta o spuneam public. Eu nu sunt omul care că la pastă să răi și iată, noi suntem, Doamne ferește, dacă eu urmăream activitatea domnului Popescu ca ministru de externe și domnul Spătari, că nu-i cunosc personal pe dumnealor. Sau eu n-am auzit vreo informație că dumnealor hai Popescu la externe. Că domnul Spătari să încerce să organizeze vreo schemă, cumva, să facă mizerii. Eu asta niciodată n-a să o spun și eu i-am laudat public. Dacă eu, spre exemplu, am privit-o pe doamna Dabija, care acum a plecat, pentru mine a fost o surpriză la emisiune la domnul Gonță, Puterea 4. Eu am construit califerate, am construit drumuri, blocuri. Eu când vedeam această doamnă, care era ministru la moment, da? Cum discuta ea despre construcția podurilor, reconstrucția căilor ferate din Republica Moldova, modificarea uscă-căleica. Termenii ăștia nu-i cunosc. Bine, am refer, califerata că... după standardele europene. Este profesionist, am înțeles. Nu că este profesionist. Eu vedeam că eu m-am îndrăgostit ca specialist în această doamnă. Eu nu știu de ce a plecat. Dacă într-adevăr și am auzit eu că el lucra în nu știu ce funcție pe timpul lui Chicu și asta a fost imediat, că nu e om bun și nu e de lor, dar dumneai s-a prezentat. Eu încă am spus, chiar l-am sunat pe Gonță după emisiune și am spus, domnul Gonță, dacă pasul o punea pe dânsa ministru din prima zi, în locul lui Spânul. Eu cred că lucrurile mergeau altfel. Adică, doamnă, eu critic acolo unde se merită. Bine, o să discutăm mai târziu despre de ce merită Spânul critici, ce a făcut, cum? Despre Spânul până acum ați criticat cel mai mult, înseamnă că... Vorbiți de doamna Revencu, care este o persoană civilă, care a fost ministru de interne. Da, și e rău că e civil? Da, e rău. Este un lucru inadmisibil și inacceptabil pentru situația în care se află astăzi Republica Moldova, Ucraina și posibil unele alte republici fost sovietice. Da, după standardele europene și acest subiect l-am discutat la o recepție, chiar cu o zi înainte de s-a întâmplat tragicul incident pe aeroportul internațional Chișinău, unii le spuneam mai multor persoane care înțeleg ceva în
servicele speciale, lucruri ministerilor interne. Înțelegeți că Moldova, cu tot haosul ăsta, cu bardahonul noi îl avem, cu diferite grupări, care rămași de-a lui Cavcaliuc, care până mă duc țigări și scriu lui Pașa Voicu mesaj. Aici trebuie, deci, mintam nu jim vajac, înțelegeți? Deci Republica Moldova, nu că doamna, că e doamnă sau... Deci Republica Moldova nu este gata ca în fruntea Ministerului de Interne sau directorul SIS-ului să fie persoane civile care idei n-au. Nu ce înseamnă grupări în cadrul Ministerului. Ei nu cunosc ce înseamnă dosar operativ. Eu ascultam pe dânșii și vorbeau ei despre incident la aeroport și Băcăbop, structura CSI care se ocupă doar cu prevenirea banditismului, crima organizată. Da. Și eu când auzam și vorbeau ei termeni, chiar domnul Cernăuțan, da, ca șeful politic, nu, el nu era în căutare CSI Europol, stați, oleac, eu n-am spus că el era în Europol sau căutare CSI, eu spuneam că pe un etaj stau reprezentanții, stăteau, adică stau toți fără Republica Moldova, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Belorusia, Kazahstan, Federația Rusă, toți colonii generali, toți fost șef la crimă organizată. Deci, dacă nu era rechemat reprezentantul Republicii Moldova în această structură, în ianuarie acestui an, și să lucra așa cum s-a lucrat ultimii 30 de ani, când, imaginați-vă că eu reprezint Moldova, dumneavoastră, Tajikistanul, și eu doar, deci în fiecare dimineață la ora nouă schimb de informații. Ce crime au avut loc? Omor, furturi de mașini. Deci, doamna Rață, dumneavoastră ca reprezentant a Tajikistanului, cum cunoștea reprezentantul lor în Moscova, că acest criminal care a împușcat ofițerii moldoveni, deja era principalul suspect, nu doar în răpirea, dar și omorul bancherului din Tajikistan, el imediat, dumneavoastră ca reprezentant a Tajikistanului, spune, băi, sună la voi, trebuie să trimată mascații, că ăsta e, noi nici nu știm că el până mă ieși din țară. Dacă dumneavoastră știați asta, așa, ați putut să aflați. De ce credeți că fix așa puteau să documenteze și oficialii noștri? Încă o dată. Doamna Rață, ați aflat asta? Eu de la eu am dat doar câteva telefoane. Când am văzut că persoana, criminalul... Fostul nostru reprezentant acolo sau coi? Nu, dar reprezentantul nostru rechema... Doamna Rață, eu am trăit 13 ani... Credeți că nu comunică, nu poate menține legătura cu colegii de acolo? Doamna Rață, eu cu această structură și cu multe altele am avut relații de prin 2001, nu 2003-2004, când domnul Harabagiu era în această funcție din partea Republicii Moldova, care a fost... Dar cu domnul Baleca, care a fost ultimul acolo. Da, eu nu-l cunosc. Eu nu, deci nu el, vă cunoști. El a venit pe timpul lui Voicu, dacă nu, de la Jăzdan, mai era unul Tatarciuc, care îmbla să ne organizeze schema de răpire din Moscova la rugămintea lui Cavcaliuc, nu, aici, din partea asta. Deci, așa care erau, într-adevăr, ofițeri, mă refer, iată, domnul Cebanaș, care a descoperit mai multe omoruri în Republica Moldova, îl cunoaște toată poliția. Deci, acolo era lucru operativ, deci și schimb de informații. Am înțeles. Ca să nu repetăm, ca să putem trece pe alte subiecte. Doamna Revenca nu înțelege. Tot ce s-a întâmplat la aeroport este vinovată Ana Revencu. Nu? Deci... E numai ea a căzut. Nu, bun. Eu cred că ați plecat și domnul Vasiloi. Deoarece domnul Cernăuțan, știți cum, el a procedat mai mult ca un bărbat. E un gest de gentleman. Că, în general, el n-avea ce să iasă. Da, nu este domeniul meu. Da, trebuia să iasă domnul Vasiloi și domnul Cernăuțan, parcă având mai bine cunosc, nu știu, arta comunicării, cumva a ieșit să stângă pojarul, știți cum? La noi, în general, cam guvernarea, în tot se întâmplă ultimii ani, se ocupă doar cu stângerea pojarilor, să lămurească. Ei și amu deja au explicații, credeți-mă, și spui peste 2 ani la parlamentare, deși nu s-a prinit nimic în 4 ani. Eu cred că fiecare partid că vine la guvernare își pregătește deodată și scrisorica, de ce nu e reușit să îndeplinească ce are de făcut. Haideți să trecem la un alt subiect, de la remanieri, la subiectul inaugurării Bașcanului Găgăuziei. Asta s-a întâmplat ieri, cu foarte mare fast, am văzut cu toți. Și-au obținut influență asupra unei regiuni foarte importante a Republicii Moldova, regiune prorusă, istoric. Stop. Regiune prorusă. Strategică. Iată cu așa declarații, toate ONG-urile și mai mulți specialiști în politica moldovenească, bai, fășeu separatiș, ba, rusofoni, ba, regiuni prorus și mai departe. Așa. Doamna Rață, eu nu sunt de acord cu aceste afirmații. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că Șor a luat sub control o regiune
mare, să-i spunem, din Republica Moldova, dacă e regiune pro-rus, ori pro-european, așa să spunem. Nu credeți că este pro-rus. Deci toți candidați, noi am analizat discursurile tuturor candidaților în acele legi, ei au fost într-o competiție fantastică, cine este mai aproape de Kremlin, cine îl iubește mai tare pe Putin, asta, despre asta a fost campania lor electorală. Așa. Cine urăște mai tare Chișinău, cine îl iubește mai tare pe Putin. În 30 de ani nu s-a făcut nimic ca în Găgăuzia să lucrurile să se întâmple altfel. Iată, spuneți-mi, vă rog, când iată pe dâns și Iacoză, cum și pe mine. Mă acuză, când eram chiar la dumneavoastră, cred, la primele visiuni, avem o altă calitate de român, adică, deoarece, de ce? Că sunt moldovean. La fabrica de zahăr în Fălești era doar școala rusă care am absolvit-o. După asta, doar literatura universală, psihologia logică, la Leco, Rusu, Bălți, restul obiectelor engleză, franceză. 13 ani în Federația Rusă. Domnule, dar eu acasă vorbeam moldovenește, cum era Raionul Fălești și jumătate de țară sau 80%. Și învățam în școală rusă. Spuneți, vă rog, găgăuzu, care învăța tot în doar școală rusă, doar ele erau. Și acasă vorbea în găgăuză. El, ce șansă aveți să înveță? Moldovenească, română, că jumătate țară. Eu cred că dumneavoastră s-a amestecat două lucruri. Eu am foarte mulți prieteni vorbitori de limbă rusă. Și credeți-mă, acești oameni nu-l iubesc pe Putin deloc. Iar, vorbim despre lucruri diferite. Bun, cum după de ce ne-am legat de Putin? Doamna Rață, lăsați-vă rog voi propagandă. Spuneți semnul egalității. Doamna Rață, încă o dată vă spun. Găgăuzea, este un fie Putin sau nu? Nu căutați voi probleme. Eu tot, după ce s-a început acest război oribil și teribil în Ucraina, după ce Federația Rusă a atacat în mod oribil Ucraina, ne-am pus mâinile în cap, înțelegeți? Și am înțeles că bețăvanii și ei care îmi creau unii mai multe probleme din serviciile rusești pe timpuri, mai ales în prezidențiale, o iurit cu tătul, înțelegeți? Adică că... Dar Putin e bun. Că a pornit acest masacru, iar. Nu, am înțeles, bețivanii sunt vinovați din serviciile speciale. Că, dar ei care l-au informat pe dânsul și astăzi faptul că el a început acest război, el putea să rămâie în istoria globului pământesc. Așa cum era fiecare an, bala persoana anului, Washington Post, New York Times. Și așa puteți să-i ții cu sparietul că tăți au acceptat cumva anexarea Crimeei. Da. Pentru mine 2018 a fost un test pentru Occident. Deoarece în 2018 a avut loc campionatul mondial la fotbal în Federația Rusă și am venit, am văzut Macron l-a pupat pe frunte, a venit jumătate de glob pământesc, cumva au tăcut azi despre Crimea, dar și ce s-a întâmplat? Orice război, eu în orice război, doamnă Rață, o să-i susțin pe cei care se apără. Am înțeles, înțelegeți? De acord. Asta e poziția mea. Absolut, asta... doar că atunci când niște bețivi informează greșit să începe un război, omul rațional, care conduce un stat, poate să oprească războiul pentru că toate frâiile sunt în mâinile sale și acel om... Da. Din păcate, nu a oprit, dar l-a alimentat mai tare. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile totuși despre Găgăuzia și Șor. A revenit în studio. Haideți să continuăm discuțiile, domnul Sată, despre Găgăuzia. Da. Și câștigul Evgeniei Guțul acolo. Ce înseamnă pentru Șor acest câștig în Găgăuzia în contextul alegerilor locale care urmează? Pentru Șor este o victorie foarte importantă. Pentru dânsul trebuie să dă examenul la Moscova, să arăte că Dodon e mort și el e campion. Înțelegeți? Și el asta a făcut-o. Adică aceste alegeri. Inclusiv prin aceste alegeri, da. Și inclusiv prin protestele care el cumva le-a asumat total. Știți, și alții mai vineau acolo, mai spun eu câte poate două propoziții. Adică, doamnă Rață, eu mă uitam și arată știrile și canalele rusești și nu, deci era clar că și el asta a realizat-o. Deci Șor, din punct de vedere politic, scopul s-a obținut total. Dodon e mort, plus încă o dată, vă spun cu toată certitudinea, la legile prezidențiale el nu va mai candidat, dar dacă ați vorbească mult, rușa să facă din trânsul farș pentru Disca, s-o răpie de gripal, de-am nu știu, dar a să-l rupă băcat. De ce? Șor a câștigat Găgăuzia. Găgăuzia este o regiune importantă din punct de vedere politic pentru un partid. Orice regiune este importantă în Republica Moldova, dar altfel trebuie spus. Partidul de guvernare, orice partid de guvernare, și nu vorbesc acum doar de PAS, că erau comuniști, că cei care...
Deci, pentru orice partid de guvernare, e obligatoriu să ai candidat și câștigi toate tipurile de alegeri care e posibil. Și nu contează alegeri în sat, municipiu, capitală, capitala din nord, sud și mai departe. Pentru opoziție, e ok să câștigi, dar vă spun încă o dată, aici nu era... Deci, alegerile locale, oricum eu le compar alegerile din Găgăuzie mai mult cu alegerile locale decât cu... Nu putem să le comparăm cu parlamentare sau prezidențiale. Evident. Doamna Rață, în 2015 și în 2019 partidul nostru a avut loc întâi la numărul de orașe câștigate. 13 orașe erau în 2015, mai puțin în 2019. Până la urmă vedem la parlamentare alte rezultate. Când usată e în Bălți 70, dar partidul nostru doar 21, când mi-am dat demisia, 21%. Iar peste 2 luni de zile în Bălți, Partidul Socialiștilor cu Bexu, care a avut 51, a luat locul 4 după pas, 8%, ori 8,5%, dacă nu greșesc. Adică, vedeți, de asta aici a fost examenul să iei locul lui Dodon la Moscova. Asta era important aici pentru ușor. Că guvernarea... Это, dumneavoastră, de ce? Partidul nostru, da? Dumneavoastră deja v-a anunțat să-ți revenirea în politică. Putea să vă faceți un exercițiu, o testare cu un candidat în Găgăuzia. De ce n-ați... Deci ce înseamnă o testare? Să vă testați puterile în aceste alegeri. Doamna Rasă, și nu... Nu sunteți un partid pro-românesc care nu poate, n-are nicio șansă acolo. Doamna Rasă, în Găgăuzia și primarul Comratului și Cedărlunga și Vulcănești au fost aleși din partea partidului nostru în 2015. Cu atât mai mult. De ce n-ați anunțat un candidat? Doamna Rasă, deoarece nu eram gata să ne organizăm în campanie în Găgăuzie, merge resetarea structurii. Doamne, rați, încă o dată, eu astăzi am făcut o revizuire totală la toate greșelile, și politice, și strategice care au avut loc pe parcursul activitățile mele politice din 2014. Greșelile care le-am făcut, le-am recunoscut, trebuiesc revizuite, multe lucruri reparate. Pe mine acum, în plus, spuneți vă rog, cum, iată, doamna Vlah era bașcan, să nu vorbim de asta, nu, că nu a făcut nimic, da? Cum puteți să influențeze Vlah ca bașcana Găgăuzii, care chiar fiind membru guvernului, lucrurile Republica Moldova? Nici ca cum. În afară de conflict cu Recean, tu, Irina, ai grijă și faci la Moscova, ori în Turcia, dar tu, Recean, nu știu. Nimic. Pe mine mă interesează orice tip de alegeri care influențează direct bunăstarea cetățeanului Republicii Moldova. Când înainte eu mă aruncam peste tot. Acum le-am spus la partidul de guvernare și la toată opoziția. Dacă este domnul Dandiș, primarul din Cahul, care ca independent de-a mare câștigate vă 2-3 mandate și are un rating de 80%, nu umblați voi pe acolo, nici PAS-ul, nici socialiștii. Dacă este doamna Cereteu în Droche, cu același rating, primar de Droche, Stela Onuțu Glădeni, Alexandru Severin, primar Faleș, Petruglu, primarii care au câte 2 mandate și câștigă în primul tur cu 70-80, doamna Rață, asta înseamnă că iau autoritate și fac meseria bine în fața oamenilor. Băgați-vă acolo unde este o problemă, înțelegeți? Înțeles. Și iată partidul nostru la locale. Noi și acum în locale, noi mergem, înainte veneau, puteau să vii 500 de oameni, Facebook, Одноклассники, vreau candidat acolo, vreau dincolo. Nu, am tot scriu CV-ul, continui discuțiile cu oameni și acum le, la acest lucru lucrez. De asta, ca și cu primarul Chișinăului, da? Ia că deși tăți, ia că PAS n-avea candidat pentru Chișinău. Și eu azi consider, chiar după declararea domnului Carp, că nu-l are. Că e, da, să aibă un vot politic, dacă e nu-l distrug pe șeban, nu-l bag la pușcărie, asta n-au șansă să câștige. Pentru ce să-l bagi la pușcărie? Pentru orice. Pentru orice. Ai, doamna Rață, dumneavoastră începeți. Deci, democrația. Asta e Hitler. Rață, eu am vrut să spun că, iată, eu acum discut câteva persoane. Dacă candidatul e bun și e puternic, încă o dată, profesionist, atunci eu mă bag. Dar așa este bași, că partidul trebuie și nu știu. Ce să înțeleg din ce a spus domnul? Șor? Dumneavoastră o să aveți candidați. Da, o să avem peste tot unde o să avem candidați buni care vor face față. Просто с ним багаем пистет, как мы факуту диктатуры. Ну, нас все аша. Хай се вам требует с первашели мае импортанте. Кишине, ау, Белц. Доамна Раца, ну, контяз, пентру мини тоати сент импортанте. Сатили, шорашли, мини, шорашли, мае. Înțeleg. Дмнеска политичан, știți foarte bine că sunt orașe strategice. Доамна Раца, ласаци-мă вы к ораш стратегичи. Бун, Кишине, ау, ши Белц. Ось авец кандидат. Доамна Раца, eu azi vă anunț și azi vă informez public. Haideți să vă pun altfel întrebare. Iată, sunt zvonuri care spun că nu aveți candidați.
nu vrea să candideze. Doamna Rață, dumneavoastră cu cine vorbiți? Cu dumneavoastră? Nu, vă întreb. Nu, ați spus despre zvonuri când spuneți. Da. Dumneavoastră, ca jurnalist, mă întrebați despre surse, zvonuri. Hai să spunem așa. Asta eu, nu. Eu, dacă eu aș fi afirmat că sunt... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Pe timpul lui Plăhătniuc era un lepădat care în ochelari ieșea în Comsomolska Pravda și spune cum e killerul care... Nu, uitați-vă, eu m-am întrebat direct. Și eu direct am spus, ca să vă informez și să vă prezint și candidații și echipă. Dumneavoastră personal, ați candidat la vreo funcție la locale? Doamna Rață, nu prostă că e smișnă. Nu, de ce? E o întrebare absolut firească. Doamna Rață, v-am răspuns la întrebare ca să vă informez. Nu, iarăși. Ok, cine are șansă în Chișinău? Doamna Rață, să întrebați experții politici care vin la voi de-a... Cei mai buni experți politici sunt politicienii. Ei au și măsurări, ei știu ce se întâmplă în teritoriu, ei cunosc totul. Mai mult, mai bine decât analiști. Doamna Rață, v-am spus clar, partidul nostru va anunța ce se întâmplă în Chișinău. Puteți de Bălț mă întrebați dacă vă este interesant. De Bălț, următoarea întrebare... Dumneavoastră nu dați întrebarea despre el. Dumneavoastră dați întrebarea, dar să aveți candidat la Chișinău, la Bălț. Doamna Rață, dumneavoastră, în general, discutați cu mine despre Șor, care din 2016, eu în gura mare stric, trebuie să fie interzis ca grupare criminală, împreună cu PD-ul în 2016, la moment că era Plahotniuc în țară. Deoarece PD s-a disumflat, a rămas Șor pe arenă, cu bani, saci, pomeni și așa mai departe. Faptul cum cu Grebla au scos-o pe Taubira în Bălț, faptul cum cu Grebla au încercat ei să o scoată pe Guțul și nu le-a reușit. Ei prin asta guvernarea, pas, eu îmi vinesc pe ei doar îi cresc ratingul ușor. Ratingul ușor nu crește din cauza promisiunilor electorale sau strategiei partidului ușor. Eu crescut de la 5 la 15%. Din cauza prostilor care le făcea pasă în adresa lui, știți cum? Ei cumva vroiau cu un pix să-i taie capul, înțelegeți? Dar acolo trebuia tăiat cu toporul. Vedeți că a fost interzis gruparea criminală organizată. Cum a fost? Curtea Constituțională, mă uitam la ședințele lor, parcă era arestul la Ciocana pe numele meu, pe timpul lui Plahotniuc. Nu, cum altfel, doamna Rață? Dacă eram eu la guvernare, sau facem parte de vreo guvernare. Uh-huh. Eu vă asigur că de-am șușor de multe raz să fie împachetat și adus acasă. Și lăsați voi astea, doamna Rață, fiecare trebuie să ocupe cu șeie, cu și spșepe. Bine? Da. Da. Eu am demonstrat de mai multe ori și nu contează că era dar cum l-ați fi adus? Iată, eu sunt curioasă. Dar cum eu ca persoană fizică, serviciile moldovniești, româniești, americani, rusești, catau piloți în Afganistan, dar în groapă i-am găsit eu la talibani. Cum? Dar eu adus în Moldova Dodon. Dar eu am declarat în 2018 martie ca să-i ții până la alegeri pe unul, dacă nu făcea Plahotniuc, unul trebuie să-l aduc Plahotniuc și altul Dodon. Și nu, bun, asta i-ați găsit. Și autoritățile noastre tot l-au localizat pe Șor, dar problema este nu unde... Și localizat, doamne, știi unde se află, și jurnaliștii știu. În 2019 am spus că Plahotniucul fugit din America. Pe timpul când Voicu era ministru, Dodon, președinte, nu, eu înțeleg. A ieșit una și am spus că Plahotniuc în Istanbul și îi spune eu că nu e drept. Okay, eu înțeleg, vă dau dreptate. Da. Una este să localizezi, asta, alta este să-l aduci. Ce faci? Te duci să-l pui în sac și-l... Nu, vă spun, vă dau un exemplu. Da. Dar mai aproape de situația noastră. Hai să vă dau unul chiar din Moldova. Da. Acum, ceva timp în urmă, a dispărut un cetățean învinuit în corupție din Republica Moldova cu numele Ceaus, un judecător ucrainean. Da. Eu am ieșit peste 3-4 ore și am spus, băieți, da, este urât cum s-a procedat față de Republica Moldova, dar băieți, ofițerii erau la lucru, ei îndeplinau ordin. Ei nu venit bandiți. Și te spuneau, nu, că asta a fost bău, că nu știu. Până la urmă și investigația RISE cu colegii din Ucraina au publicat și pașapoartele. Erau toți băieți din serviciile speciale. Ei au fost la lucru, doamnă Rață, nu au fost la beții, la discotec. Am înțeles. Stasule, ce au ajuns în Ucraina? Tot l-ați fi răpit. Iar tot l-ați fi răpit. Ei l-au răpit. În cazul ăsta, serviciile... Încă o dată. Ipoteza despre care vorbiți doamna Rață, dumneavoastră arată eu când am vorbit despre Mossadul moldovenesc, și eu cred în această idee. Și țineți minte, eu fac doar ce și cred. Eu sunt omul care pot să-i spui, tu nu știi și să-i propui, dacă eu nu cred într-o idee. Mossadul moldovenesc, lichidarea Sisului, care azi e vai de capul lui... Iată, doi spioni roșii. Care au specialiști tehnici, slavă Domnului, mai rămas.
Dar restul sunt acolo niște intriganți și niște vai de capul lor, înțelegeți? Din 2014 spun de a lichida cine au, că e simbolul corupției în Republica Moldova. Și-o tăcut și la furtul miliardului și nu le s-o prind roșul la Landrumar și multe. Doamnă Rață, să facem o structură. De la legeri locale. Nu, bun. Dumneavoastră, pândați întrebare. Pentru noi eram la legerile locale și am discutat despre Bun, Chișinău. Am vorbit despre Șor. Șor este o localitate simbolică importantă, nu? Ce înseamnă simbolic important? Bălți este un oraș a tinereții mele, orașul în care am activat. Ați fost primar. Da, am fost primar. Și v-ați supărat pe oamenii din Bălți? Încă o dată, eu trebuie să iau orice decizie a oamenilor, nu cu supărare ori fără. Deci eu la moment și ala, când am văzut că dacă alții visează să aibă 20% în Bălți, în parlamentare, vă dați seama? Da. Aștia care vin la dumneavoastră în fiecare zi la televiziune nu au avut și n-a să aibă 3-4. Și visează la 20. Pentru mine asta au fost ca un gest, așa am perceput eu și am recunoscut public, ca un gest de neîncredere. După ce s-au făcut sondaje, oamenii au făcut și după ce am văzut rezultatele, socialiștii pe care au votat cu 51 au luat doar 8 și au luat locul 4 după PAS, eu am înțeles că a fost greșeala mea, că am încurcat localele cu parlamentarele. Și da, eu mă mândresc că am fost primar de Bălți și în comparație cu alții care discutați și în fiecare, așa cum eram criticat permanent de domnul Munteanu, acum deja e președintele unui partid politic, da? Da. Și are un partid, un coleg, un fost coleg de-al dumneavoastră. Da, ok. Și okay. Asta nu. Dar, apoi, domnul Munteanu, am vrut să vă spun că nicătât că tot timpul m-a criticat, dar organizația Idis Viitorul, 3 ani la rând, ne-a dat cea mai transparentă primărie din Republica Moldova. Și eu n-am avut scandaluri, proteste cu construcții legale și restul mediului. În acest context, întrebarea era, da, dumneavoastră, partidul nostru, dacă veți avea candidat acolo. La Bălța Sam am spus, de mai multe ori. O să aveți, dar nu dumneavoastră. Încă o dată. Eu îți vă anunț candidat. Că nu aveți sau de ce nu vreți să ne spuneți acum? Nu spuneți, o să vă anunț. De ce? Facem, am să vă anunț pentru că dumneavoastră nu mă întrebați astăzi, o explodat țara și ăștia nu știu cum stângă pojarul cu fermă electrică și pe acolo. Dar dumneavoastră, discutăm, coleg, dumneavoastră la Munteanu, de Bălți mă întrebați. Dumneavoastră niciodată nu m-ați lăsat în acest studio și alți colegi de dumneavoastră să spui ce am făcut în Bălți. Dumneavoastră mă interesează cine cu cine s-a culcat, cine unii au fugit, cine de la cine au luat bani. Cine cu cine s-a culcat niciodată nu ne-a interesat. Eu în politică mă refer, eu n-am în vedere în sens direct. Așa. De asta, domnule, haideți să răspundem. Eu vă răspund de câteva întrebări despre prezidențiale și trecem la subiectul legat de ce se întâmplă la termoelectrica, pentru că, da, eu îmi propun să discutăm despre asta. Dumneavoastră a spus că Dodon nu va candida. Da. De ce? Deoarece el tot timpul a fost o persoană care, la care i s-a spus ce să fac. Și nu contează, era plahotniuc când Dodon era un simplu ministru economiei, orice era pe timpul lui Voronin. Uh-huh. Sau când era președinte de țară sau de partid. Pur și simplu astăzi Plahotniuc nu mai are nicio influență asupra lui și el n-am auzit soabe după plecarea lui din țară. Dar astăzi Federația Rusă a decis ca Dodon să nu fie candidat la președinte, doi, să este desemnat alt candidat și de Est și de Orient și asta nu va fi Dodon. Și Dodon, dacă n-a susținut acest candidat, a să fie rupt. Dar cine este acest candidat? Deci astăzi din ce e clar pe arena politică moldovenească, pot spune certitudine. Este astăzi, să-i spun Occidentul, o luăm de la Pugurești până în America, da, care deschis sau susunut-o și-o susunut pe actuala președinte, doamna Maia Sandu. Și mai există și un crujoc, care domnii l-au chemat noi de mult la președinții de partide как будто pro-europene, ei nu se uită că miroase de la unii de la Plahotniuc, ori nu, important că tipa aia sunt pro-europene. Nu, ok. Ei, de-amă, e clar бригада asta, de dreapta. Amul de stânga, ca să nu fie împrăștite voturile, s-a luat în afara țării o strategie ca Estul și Orientul în comun. Orientul când spuneți pe cine aveți dată, nu mă băgați că dacă vroiem să vă spunem țările, dar nu vreau și n-ați vă spun. Deci Estul și Orientul a decis să fie un alt candidat ca să nu se împrăștie voturile 1-8%, altul 12-20%. Deci s-a luat o decizie ca să nu aibă candidat nici Partidul Socialiștilor și multe alte partide care vor susține, să vedeți, acest candidat. Acest candidat desemnat este doamna Irina Vlah, care trebuie să consolideze toate partidele de centru-stânga ca să nu se împrăștie voturile și cumva toată strategia. Occidentul construiește
să sprijine Maia Sandu, Estul și Orientul pe doamna Irina Vlah. Și o să vedeți frumușel că socialiști n-a să aibă, ea să vorbească despre patriotism, despre unirea forțelor și nu știu ce, dar asta o să fie. Eu pot vă spun altceva, că eu mai știu vreo două partide în afară de socialiști. Ei încă nu știu că ea se declară ca să o ții pe Vlah, dar eu de-ar le știu și denumirile și data. Este un singur partid care astăzi este un semn de întrebări. Să-l bagi în joc ori nu. De asta, având astăzi, vă spun, iată, aici unii sunt sigur, vă spun, având toată certitudinea și înțelegând că europenii, Occidentul, o să meargă cu doamna Sandu, dacă ea nu se va răzgândi să candideze. Iată, întrebarea mea este, ce obțin la noi la Cutia Neagră, n-a spus că nu este sigur. Estul și Orientul. Merge cu doamna Irina Vlah. Este ușurent, adică Rusia și Turcia. Și iarăși sprinește că cineva să lege numai cu drăpile europene, alții cu tipă promulă. Și eu aici chiar m-am gândit și am analizat, am avut timp, am făcut și niște studii. Deci, și în cazul ăsta și să cere, doamna Rață, dacă tot se bagă unii sub doamna Vlah, alții sub doamna Sandu, cetățenii Republicii Moldova să aibă nevoie în prima dată, poate o dată, în viața să leagă un candidat independent. Independent, eu mă refer, nu fără aferență politică, da? Dar să aibă independent, vorbesc să nu fie controlat nici de europeni, nici de americani, nici de ruși. Și eu, dacă n-am fost controlat de nimeni până la 40 ceva de ani, da, eu vă spun că partidul nostru o să fie unicul partid care o să meargă pe centru, care să aibă, are deja și o zilnic crește și sigur că va crește mai mare cifră de susținători și oamenii să leagă un președinte care duce vaporul pe centru. Dodon era, îl culca pe stânga. Maia Sandu, cum l-a culcat pe dreapta după prima lună de activitate la președinție, acolo și-a rămas. Tribunul care ține vaporul pe centru. Deci dumneavoastră lucrează... o să fiți acest candidat. La moment, din discuțiile care le-am avut, eu n-as particip nici în tusovca pro-europeană, nici pro-rasistă. De asta, fiind, îți primești unicul candidat din cei care să aibă șanse. Deci vorbim de candidatul care pe locul 1, 2, 3. Neparticiparea lui Dodon mă ajută foarte mult, vă spun deschis, că, spre exemplu, socialiștii, da, ei spui, haideți cu voturile care le are azi Dodon în sondaje, chiar cu toate problemele lui fiind pe locul 2, ele nu o streacă pentru Irina Vlah. Asta e... Păi cum, dacă el chiar să-i îndemne electoratul? Nu știu cum, chiar dacă să-i îndemne. Încă o dată, nu există transfer de voturi de la politicieni 100%, doamna Rață. Nu există nici 50%. Nici 50% nu există. Asta e, vă spun ce e scris în manuale și asta o spun politicieni. În 2021 eu am mers contra lui Dodon. O parte de susținători au votat-o pe doamna Sandu, alții nu, că au crezut în propaganda lui Dodon Cuzate, s-au vândut americanilor, lui Hogan și românilor, și au vândut 260.000 de voturi, le vinde și au mers pentru Dodon, dar 40% în general au rămas acasă. Înțeleg? Iată, dumneavoastră, ce o să faceți, având lecția din prezidențialele de data trecută? Da. Dacă participați, iată, să zicem că o să fie trei candidați importanți, așa. Vlah, Maia Sandu și dumneavoastră, da. În turul 2, de exemplu, nu trece. Ce o să faci? O să îndemnați să voteze pentru unul dintre după candidați? După ce am îndemnat odată pentru Dodon în 2016. Și odată pentru Maia, ați făcut echilibru. Da, eu n-am făcut echilibru. Eu tot timpul am votat și am spus ce credeam eu. La moment și situația care era atunci. Da, în 2016 am crezut ca prostul, fără experiență, mare în politică, când Dodon spunea că în 3 luni te aduc acasă, îl dăm pe Plahotniuc jos, vin cu 50.000 de oameni, dar Dodon a participat cu Plahotniuc la distrugerea șrafuiala mea și în Republica Moldova și Federația Rusă. După ce doamna Sandu, care vorbea că nu ați fi probleme nici cu nouă mai, și mergea la televiziunea din Bălți și declara că vorbitorii de limba rusă să n-aibă grijă, că tot o să fie ok și mai. Deci, știți cum la noi tăți, în soleac pro-rasistă și pro-europeistă numai pentru a captura voturile. Și nu contează, o face asta Dodon, oare doamna Sandu. Până la urmă, fiecare merge. Dacă doamna Sandu spunea... Întrebarea era dacă o să susțineți pe cineva în turul 2. Dacă eu nu voi ajunge în turul 2, eu mai mult niciodată pe nimeni n-a susțin aici, puteți fi sigur. Eu am declarat asta public. Deoarece de fiecare dată eu trebuie să răspund pentru eșecurile și greșelile cuiva și pe urmă sprinesc. Dar dacă tot vorbim despre lecții învățate, o altă lecție.
dacă nu obțineți rezultatele la care vă așteptați, vă veți aștepta sau vă așteptați, iarăși o să vă supărați pe noi și o să plecați din politică. Doamna Rață, eu v-am spus o situație care a avut loc în Balți și v-a explicat. Ce înseamnă după alegerile locale, dumneavoastră ați ieșit și ați anunțat că plecați. Luați o pauză. Stați o leacă. Dumneavoastră ați declarat că eu, în general, am zis când dau demisia din partid. Vedeți așa, dacă dumneavoastră, ca jurnalist, așa ați înțeles toată lumea. Nu înțeles toată lumea. Ce simt partidul după ce ați plecat dumneavoastră? Așa a dat TV8-ul vostru cu Sate și dă demisia. Hai, lăsați-mă, doamnă Rață. Domnul Sate, haideți. Doamnă Rață, eu sunt foarte atent la declarații. Bun, dar luați înregistrarea că este video. Foarte sincer, după ce ați plecat dumneavoastră din partid și cumva și din țară. Doamnă Rață, uitați-vă, 52 minute noi vorbim niciun. Cum ne aciom? Noi vorbim despre... Sunt probleme multe în Republica Moldova, nu? Bun, dar păi... Da. Deci dumneavoastră, după asta, după ce ați plecat, partidul nu s-a mai văzut în niciun fel. Dar cum trebuie să vadă? Când s-a fost luată o pauză... Nu, a fost luată o pauză... Eu am vorbit cu ei și am spus, trebuie să luăm o pauză la capitolul declarații, mersul la televiziune și așa mai departe. Toți au acceptat-o, unic om care n-a acceptat era, adică a acceptat-o, pe urmă, că nu, că el vrea să meargă la televiziune și așa mai departe, că îi trebuie să dezvolte domnul Cașu, pentru că ai tot dreptul, poftim, dacă vrea, adică, dar da, trebuia de analizat mai multe lucruri. Doamna Raț, eu atâtea studii am făcut într-un an. De ce s-a votat așa? Cu ce a greșit USAT? Care erau probleme cu structurile partidului? Am înțeles. Întrebarea mea era, tot deslua o pauză. Asta este o lecție învățată. Că Domnul atunci Raț. Când pierzi sau Domnul nu Raț. Ai rezultatele care Domnul le obții, eu nu continui să lupți. Nu voi pleca niciodată, nicăieri, deoarece după foarte mulți ani trăiți și afaceri în Federația Rusă, după chiar că în această pauză am avut posibilitatea să lucrez București, Abu Dhabi, München. Sunt gata să fac afaceri oriunde. Pentru a rămâne politician independent. Să nu apar eu la voi cu, nici cu culioași, nici cu pachetele, nici cu plicuri. Așa cum a fost toată viața. Dacă vrei să fii independent, trebuie să ai banii tăi, doamnă Rață. A să fac afaceri oriunde, dar ați trăiesc doar în Republica Moldova. Dumneavoastră, okay. Dacă nu m-ați cunoscut până 2014, mai greu poate să mă înțelegeți, dar încă o dată. Eu iar am fost și sunt omul în 2014, la care în suflet era muzica moldovenească da. Și eu vreau să trăiesc acasă. De asta eu nu o să mai plec niciodată nicăieri. Afaceri oriunde. Nu okay. Poți face afaceri și politică în aceeași țară, că tot timpul nu o să ies din scandaluri, acuzații și așa mai departe. Banii am înțeles. Luăm o pauză de publicitate. După care revenim să discutăm despre scandalul legat de termoelectrică. Astăzi, toată ziua, s-a vorbit despre el, după pornit la niște imagini și informații care le-ați prezentat, da, și ce se... despre achizițiile de gaze care s-au făcut anul trecut, după publicitate. Am revenit în studio, vă amintesc că invitatul din această seară este președintele partidului nostru, Renato Sate. Domnule Sate, azi dimineața ați avut o conferință de presă în care ați lansat acuzații serioase, foarte grave, la adresa conducerii termoelectrică, că ar fi îngropat cantități mari de păcură în pământ, creând probleme și de mediu. Și că ați spus că această păcură a fost procurată de la Oil Platform, o companie apropiată de Andrei Spânu. La scurt timp după conferința dumneavoastră de presă, în care ați arătat imagini, iată, vedem pe ecran acum aceste imagini cu un excavator care astupă o groapă, Termoelectra a ieșit, a venit cu un comunicat important, de presă. Important, doamne, să vadă că iarbă verde și lângă cisternă și iarbă verde mare în partea asta de groapă. Da, este și iarbă. Da. După asta, Termoelectrica a ieșit într-o conferință de presă. A emis un comunicat de presă da. Spunând că sunt minciuni ce spuneți dumneavoastră, nu este adevărat. Iar imaginile pe care le-ați arătat, probabil că sunt despre un caz care s-a întâmplat încă în 2015. Pe 23 decembrie. 23 decembrie 2015. Iată, acestea sunt imaginile care au fost prezentate atunci. Da. Noi am căutat pe internet știri și iarba, nu că e galben, e și cafenie, iarba din luna decembrie. Iată, este un pic de iarbă, dar am să rog colegii să pună din nou imaginile care erau din... Da. Dar uitați-vă la temperatură, uitați-vă, se vede că era frig afară, se văd și aburi acolo, vedeți, da? Da. În imagine. Și iată video-ul care l-am prezentat eu. Bun, eu am când...
Deci este clar că, cel puțin, din aceste imagini pe care noi le-am suprapus ca să vedem cine are dreptate, cine nu, da, că cazul din decembrie totuși este diferit decât cazul despre care vorbiți dumneavoastră. Uh-huh. Cazul ăsta despre care vorbiți dumneavoastră, când s-a întâmplat? Cazul despre care eu vorbesc, deci sursa spune că s-a întâmplat, deci sursa spune că aceste încălcări au avut loc martie, aprilie și ultimele în mai 23, acum. Deci în primăvara acestui an au fost, s-au întâmplat aceste, da, lucrări, deci, de... Aceste lucruri s-ar fi început în sfârșitul octombrie 2022, când s-a pornit masiv păcura spre termoelectrică, țineți minte, da, astea. Mai departe, despre oil platform și ce, nu, haideți, deci termoelectrica spune că pe timpul lor 2022-2023 nu s-a întâmplat nimic. Nu a fost curgeri, nu a fost avarii, nu a fost îngropat nimic. Și da. Doamna Raț, acest lucru este oribil și criminal care îl fac ei. Mă creșeu, spun eu, ca să facem o investigație, ca să vedem, poate ceva nu cunoaște conducere. Nu, deodată ies și minciune, cum faci tot fapte spăsite. Dar nici imaginile dumneavoastră nu este clar că s-a întâmplat în anume. E clar că este în perioada caldă timpul, da, a anului, dar doamna, nu este clar, Raț, că este... Haideți să vă spun clar. Cu iarba, culoarea, da, ne-am clarificat. Vă mai spun un lucru. Vedeți acest tractoraj galben? Da. Eu că construiesc. Se numește GCB. Un brand foarte popular la tractoare. Știți când a început să le cumpere termoelectric aceste tractoare? Începând cu luna aprilie 2017. Abia dacă termoelectric a început să le cumpere în aprilie 2017, cum el putea să lucreze în 2015? Eu acest lucru v-am stabilit. Vă spun și mai departe, că eu, pur și simplu, nu vreau să mă ocup. Gândul, oamenii au achitat exagerat inclusiv și încălzirea, nu doar prețurile la gaze naturale. Da. Despre oil platform, primii au scris, eu nu țin minte, cât TV8, cât ziarul de gară, adică cât persoană... Ziarul de gară, am documentat și noi acest. Da, i-am promutat 400.000 de euro pentru casă lui Andrei Spânu și fratele acestei persoane, tot cu familia Cojocari, creează firma Oil Platform, care, neavând de experiență, creată cu o lună înainte de licitație, le câștigă. Nu, adică, doamna Raț, eu am participat în viață la licitații și eu deja înțeleg că asta e o aberație, înțelegeți? În paralel, domnul Spânu l-a numit pe acest leu, care până în ziua de azi e director interimar. Eu am să rog colegii din regie să-l sune pe domnul Leu, ca să clarificăm totuși ceea ce au anunțat în comunicat de presă și ceea ce am depistat noi, că imaginile... totuși arată că sunt în perioade diferite. În 2015 era totuși mă cărtășeu, un pic diferit. Ei trebuiau ca și alții. Apropo, eu am aflat că s-a sesizat procuratura, s-a sesizat SIS-ul, adică ei să meargă, să scoată serverele, că doar video-ul care l-am publicat, voi nu știu de ce l-ați tăiat, dar să vede că era un calculator pe masă, un ecran, și era video de pe camere de la termoelectrică. Asta doar nu e filmare ascunsă de vreun șofer, de vreun combainer sau de vreun tractorist. Adică e video, camera instalată la termoelectrică. De asta s-a șocat. Ei spun că în 2015. Ia că chiar vă rog, dacă vă răspunde domnul Leu, că îi dau vreo două... Da, eu am o altă întrebare la dumneavoastră. Nu cunoașteți unele nuanțe, dar dumnealui chiar foarte bine ar fi. Da, am să rog colegii din regie să-l telefoneze. Eu am o altă întrebare. Să presupun, nu avem claritate că este cu siguranță înregistrarea asta făcută în anul 2023, în lunile aprilie-mai. Da. Da. Nu am siguranță. Așa. Să ne arătați metadatele de acolo unde este, se vede clar, e altceva. Dar, de unde știți că e vorba de... Să admitem că e așa. De unde știți că e vorba de păcuri, anume de la Oil Platform? Vă explic. Nu, uitați-vă. Eu am spus că altfel, doamnă Rață. Eu am spus că Oil Platform, eu am adus aminte la oameni cei ce am vorbit la un coleg de-a dumneavoastră la alt post televiziunii februarie acestui an, ca să le aduc aminte la oameni că când am prezentat, spre exemplu, procesul verbal, unii domnul Parlicov m-a șocat, am văzut azi, că nu, că păcura care i-a întors o termoelectrică la rezervele de stat, a fost făcută analiză și era ok, da,
Poate și ei care i-au dat-o pentru expertiză, dar domnule Parlicos, va fi rușine, iată, încă un proces verbal de la termoelectrică. Unii ingineri, specialiști, nu politicieni, nu ONG-ști, dar care spun că a fost amestecată păcură M40 cu M100, care au distrus inclusiv utilajele. Amestecată anume din păcura adusă de oil. Da, care era de dâns adusă. Păcura de la rezerve de stat cu dânsa, n-avem întrebări. Eu și cum am verificat, ei au făcut analize la cisterni, chiar la fața... Noi am făcut și noi anchetă, dar și colegii de la Ziarul de Gardă au făcut anchetă despre cantitatea de păcură cumpărată și vândută de fiecare din aceste. Dumneavoastră știți că au fost 5 companii care au livrat păcură Republicii Moldova. Iată, știți, Oil Platform a livrat cea mai mică cantitate de păcură. 4.000 de tone de de păcură. Dacă ei au reușit 4.000 de tone? Da, asta arată cifrele. Ei au avut o singură dată, de două ori au livrat, 4 și încă 11, 15.000 de tone au livrat ei. 11 când le-au livrat? Da. Așa arată datele pe care le obțin. Apăs 16.000 de tone. Doamnă Rață, eu te vă arăt numai... Nu 16. Livrate au fost 4.000 odată și a doua oară 11.100 din totalul de 110.000. Doamnă Rață, uitați-vă, doar pe 31 martie, vedeți? 31 martie. Deci 31 martie. Da. Vedeți? 31.03.23. Da. Și scrieți act de primire predare. Act prima передача, așa? Da. Uitați-vă și scrieți Oil Platform. Серели. Da. Aici e termoelectrică, получатель. Да. Așa? 12.000 de tone o prinit numai pe 31 martie, acum câteva luni în urmă, doamnă Rață. Bun, datele astea sunt până pe data de 13 martie. Ce 13 martie? Datele despre care vorbesc eu sunt despre livrările până pe data de 13 martie. La mine apare, apropo, cu un gândit de întrebare. Dar și însă, în fel de calitatea bunurilor livrate corespunde data, conform anexei 2, de la contractul numărul 202-22-38 din luna 7 noiembrie 2022. Deci s-au mai dat bătaie și pe tema la anexe. Ei aduc 12.000 de tone de păcură. Iată prețul indicat. 885 de dolari. Deja un preț problematic. M100 costa mai ieftin decât M40 care l-au adus vagabonzii ăștia. Încă o dată, l-au adus compania Oil Platform creată cu o lună înainte de licitație. Da, numai că vă rog să nu numiți vagabonzii. Deoarece am vorbit doar despre Oil Platform, vă explic că eu n-am văzut investigații jurnalistice legate de alte companii. Și tot scandalul era doar de Oil Platform și când m-am documentat s-a confirmat că această companie era legată și de domnul Spânu, a fost creată cu o lună înainte de licitații și pe banii oamenilor, banii cetățenilor s-au dat la o companie care în viața lor nu au avut nici o activitate asemănătoare, înțelegeți? Da, vreau să vă spun că investigațiile făcute în presă au vizat toate companiile și au fost și alte companii care au avut livrări mai mari decât Oil, dar bun, datele sunt din investigații până în martie și tot nu aveau activitate pe acest domeniu. Doamne Rață, de dragul adevărului trebuie să spunem asta. Nu răspunde, așa? Dar nu răspunde, o să mai încerce colegii. Întrebarea mea este, așa. De unde știți sigur că este anume de la Oil Platform? Nu, stați puțin, doamne Rață. Eu n-am spus chiar că asta e păcură de la Oil Platform, că am făcut analize. Eu am vorbit altceva și uitați-vă atent ca și cu demisia. Eu am spus că Oil Platform, vreau să vă aduc aminte, că a livrat procurarea, deoarece sunt două versiuni, vă spun de ce m-a legat de daș. Unii spun că, băi, era o scurgere și ei nu știu ce să fac și s-o speriat și au început să facă grochi. Eu rog colegii să mă încerce să-l sună pe domnul Leu. Alții spun, nu, lucrători la termoelectrică, nu policieni, ONG-și spun, nu, că era păcura și care au distrus utilajele și așa mai departe și ei adusă de firma lui Spânu. Așa îi spun oamenii firma lui Spânu. Ei nici nu îi spun Oil deci, dar ei de ce spun că e firma lui Spânu? Iată oamenii de acolo. De nu, dacă această persoană care a creat compania... Credeți că e analizat așa? Este, frate, dar pastor a fost la televizor. Eu despre asta am vorbit la jurnal două ori în luna februarie. Când i-a dat 400.000 de euro, spune, doamnă Rață, haideți, dumneavoastră, nu faceți pe neznac. Dumneavoastră cunoașteți detalii, este sigur. Că persoana
fratele persoanei care i-a dat lui spânul 400.000 de euro sau i-a dat casa și spânul trebuie să dea 400.000 de euro. Numai, el este o persoană care a creat această firmă. Da, spune, da, e noi nu spunem că nu este adevărat. Da. Și de asta oamenii spun că dacă e și re, adică care ardieră încă o dată, și oamenii spun și procesul verbal la ședință restrânsă a Consiliului Tehnic, doamnă Rață, înțelegeți? Ei spun că uitați, vă, tac, unde-ți găsesc eu punctul? Este tac, o secundă, secundă. Dacă ei au constatat că este rea, de ce n-au restituit-o? Cine? S-au restituit leu, care în loc de să achite gazul, achit în primul rând banii la oil platform. Oil, acest leu de mult e ilegal în funcție. Doamna Rață, când robul, în timp de un an, fiind persoană IO, interimar, da? Da. Conform decizii Curții Constituționale din mai 2021, nu poți fi interimar mai mult de un an. Asta a fost motivul că a plecat robul din, și a venit un alt interimar, corect? Înțeleg, dar legile sunt diferite. Adică una este legea procuraturii care are prescris un mod de a funcționa. Dar nu legea procuraturii, eu vorbesc alta de legea... Alta este de termoelectrica instituției. Încă o dată, doamna Rață, deci curtea s-a expus în privința interimatului. Înțelegeți? La interimat. Procuratura anticorupție. Iar. La Procuratura Generală. Da. Asta e slujba. Doamnă Rață, încă o dată, eu azi am prezentat raportul șeful secției audit, care i-a scris domnului Recean și domnul procuror general interimar, domnul Munteanu. În iunie i-a scris cerere și omul pe data de 5 și 6 iulie a dat afară. Unii el ca șeful, deci o persoană din interior, raportează. Cum raportează? Scriu petiții prim-ministrului și domnul procuror general interimar, băi, luați măsuri, este asta ilegal, uitați-vă încălcări, astea, astea, astea. Sunt și alte rapoarte. Deci eu, în primul rând, vreau să mulțumesc la toți cei de la Termoelectrica care m-au contactat, care continuă să mă contacteze și domnul Leu, dacă dumneavoastră ați mai ieșit cu prostii că nu, că a avut loc scurgerea în 2015, eu vă informez pe dumneavoastră ca director că tractorul în acest video, unde nu se vede numărul, chiar a pus în spate, este tractorul GCB, numărul de înregistrare TAP 567, domnule Leu. Și numai... Eu înțeleg și deți acolo. El, acest om nu a lucrat la termoelectrică. Apropo, doamnă Rață, una din încălcări, el a venit director general interimar, nu din structura termoelectrică. L-a dus domnul dominator și l-a pus rabote, Vasea. Haideți să vorbim despre subiectul legat de gaze. Nu, stați puțin, încă o dată. Deci, eu consider că și încă o dată îmi pare rău că nu contează. Că ieșim cu tema gazelor, că e acest incident, că tragicul incident, e deodată, nu, că asta nu e așa, că asta nici nu, asta da, da, asta a fost în 2015 și încă o dată. Toate incidentele astea au avut loc, ele am înțeles că au fost mai multe, am mă refer decât ăla care eu l-am publicat astăzi. Adică mai multe cazuri în care au îngropat păcura? Care au îngropat păcura, ele toate au avut loc din octombrie 2022 până în mai 2023. Și la capitolul ăsta mai urmează surpriză. Eu, important, caz i-am prins. Ei, de fiecare dată când primeau păcură de asta necalitativă, îngropau? Nu, încă o dată. Doamna Rață, eu am spus. De ce îngropau? Prea multă? Doamna Rață, există posibilitatea că era o avarie, s-o spăriet, și de să facem, vine o revizie, am rupt-o. Dă răbde să o îngropăm. Altă parte a lucrătorilor termoelectrici, încă o dată, lasă o cupe ancheta, scoate video de server, că azi dacă el a interogat tractoristul, personalul tehnic, oamenii n-ați șadă să-i protejeze. Și oamenii buni, nu vă temeți, scrieți-ne în direct, pe Facebook, pe Instagram, că acces la mesaj am doar eu, la mine nu stau consilieri, consultanți, nu știu cine. Și continuați să mă contactați despre toate ilegalitățile de acolo. Unii să vorbim. Trecem la celălalt subiect. Legat și vă mulțumesc pentru încă o dată. Asta e doar un act de primire, predare. Deși zâmbeam când dumneavoastră ați spus cu doar 4 tone. Da. Astea, când 12.000 de tone, în suma de 11 milioane de dolari, aproape 11 milioane, au fost încă o dată. Doamnă Ras, 31 martie. Da, eu m-am adică cum vine gazul cu 1.000 de euro în luna mai,
de la compania Iero, despre care sper să avem timp să discutăm. Așa și cu pecura, anexa. Haideți să trecem să discutăm despre... Cu asta noi ne-am clarificat. Până când nu avem reacția domnului Leu, nu putem să mergem mai departe. Dar și reacția, reacția domnului Leu deja a fost. Și domnul Leu să nu o facă pe nefteanică. Noi am depistat că nu se potrivește ceea ce a spus dumnealui și cu imaginile din perioada aceea. Haideți să discutăm despre gaze. Da. Compania Iero. Da. Noi am mai discutat despre ea. Această companie a fost unul dintre principalii furnizori de gaze pentru Energocom. Adică Energocom a cumpărat pe locul 2, da? După Energocom România, pe locul 2, Energocom a cumpărat gaze de la Iero Europe. Dar România compania, cum e pe locul 2? Poftim? România a spus că e pe locul 2? Energocom România. A, Energocom România. Otopeni. Nu, ok, ei au deschis filiala asta pentru a cumpăra Azerbaijan. Gazul, da. Pentru a cumpăra gaz din hotărârea secretizată a Comisiei. Da, corect, care o știu în detalii, adică nu hotărârea. Exact. Detalii. Nu discutăm despre acea hotărâre secretizată. Deci nu vreți? Poftim? Nu vreți? Nu spate, eu nu știu ce să... Nu, eu nu cunosc mai multe detalii. Dumneavoastră, dacă vreți să ne spuneți mai multe, sigur că sunt deschis să ascult. Mm-hmm. Noi toți suntem curioși. Da. Dar Iero este compania în care, din februarie 2022, a lucrat director, omul care a fost consultant, unul dintre consultanții principali de la Energocom, consultant străin, care s-a ocupat de organizarea licitațiilor pentru gaze. Dumneavoastră tot ați vorbit despre acest lucru și noi am depistat asta în niște anchete pe care le-am... Dumneavoastră ați confirmat. Am confirmat, da. Și chiar atunci m-a surprins tare. Eu când am văzut că dumneavoastră în studio ați spus că ați verificat ce și m-a dat eu și s-a confirmat, chiar a rămas surprins, plăcut. Recunosc. Chiar că vedeți ce se face, bine o recunosc. Da. Dacă pe ăștia galghii nu îi scoateți din oameni buni... Să ne concentrăm pe... Ne-am concentrat, da. Așa. Dumneavoastră ați promis dezvăluiri. Eu nu, scuze, doamnă Rață, încă o dată, orice situație care ține de interesul economic, de securitatea națională a țării, și în general vă spune și doamna președintă Maia Sandu, și domnul Recean, și domnul Spână, și restul persoanelor care reprezintă într-o formă sau altă guvernare, spui mulțumesc că eu țin la securitatea statului Republica Moldova. Și multe lucruri, adică eu nu explodez dreapta-stânca, că cum vorbim cu dumneavoastră și subiectul războiului în prima parte. Doamne Ras, eu înțeleg că a să ajung la situația când voi fi la guvernare și o să trebuiască să discut cu statele astea. Și dacă cineva ne-a sprijinit, ne-a dat o mână de ajutor ca să ieșim din situație, dar alții, unii din cauza incompetenței nu au primit niciun o torbă de orez, dar cineva a reușit pe lângă asta să facă și bani, asta e deja un lucru foarte grav. De asta eu nu împlu cu dezvăluirile, cum spuneți. Bun, dumneavoastră ați spus că s-au făcut bani. Pe noi tot ne interesează dacă cineva a făcut bani ilegal. Pe mine, în primul rând, chiar nu mă interesează făcutul banilor. Dar pe mine mă interesează. Da, bun, dar pe mine mă interesează, doamnă Rață, că noi avem azi sute de mii de familii în Republica Moldova care sunt întreținuți ori de banii copilor care muncesc peste hotare sau ultimii bani i-au dat pentru gază. Iată de ce m-am băgat în tema gazului. Înțeleg. Eu motivele nu, sunt diferite. Haideți să vorbim despre ce ați reușit dumneavoastră să aflați. Doamnă Rață, primă. Am început acum cu o lună jumate despre faptul că există piața paralelă despre care am văzut o investigație și la... Da. Făcute, respectatorii noștri sunt informați deja. Sunt informați, da. Numai că deși erau comentatori, toți membri PAS-ului acolo, n-am înțeles. Membri PAS-ului nu neapărat că sunt membri oficiali a PAS-ului. Da? Cam domnul Tofilat este membru PAS-ului. Doamne, haideți, lasă-i să trăiască. Deci, nici nu era clar un singur lucru. Da, era piață paralelă. Știți așa care spuneau, mâna Moscovei, Gazpromul, că rușii ne controlează, ne gestionează, mai nu știu eu, și pupau Gazpromul, că Moldova Gaz, tot are mai multe acțiuni în... Gazprom are mai multe acțiuni în Moldova Gaz decât guvernul Republicii Sigur, Moldova. Da, mă ales împreună cu acele tranzite. Da. Știți, nu, că trebuie la Moldova Gaz, că dacă vă duceți la privat, apa să fie scump și nimeni nu vă garantează.
când gazul e ieftin, să achită ieftin, că gazul e scump, e scump. Dar și Moldova Gaz face pomeni cumva? Oare Energocom a făcut vreo pomană oamenilor? Adică statul, în loc de să liberalizeze piața, să vie Naftogaz Ucraina, să vie companii din România, să vie compania Socar din Azerbaijan, direct, din Olanda. Doamnă Rață, ei la dumneavoastră mai mulți în studio recunoșteau, și domnul Spână inclusiv, că da, că trebuie totuși scoasă restricția și cu eliberarea licențelor pentru furnizarea gazelor în Republica Moldova, necât în chelul fost așa care au pedalat-o, înțelegeți? De ce nimeni nu a scos-o până mă? Înțelegeți? Ei s-au spărit, eu le-am stricat lor situația cu piața paralelă. Eu am obligat guvernarea, iată ce era important, să-i oblig să nu ieftinească la toamnă în alegerile locale, cum toți experții pe la televizor, la toamnă, Iisus Păriet, de tot ce am început eu, și-a ieftinit gazul cu 38%, cu 11 lei, în timp de o săptămână, doamnă da. Rață. Întrebarea pe care mai o avem noi, da. Da, trebuie să luăm pauză de publicitate, după care sper să aflăm răspuns la întrebare, să ne ajutați, dacă aveți cum, dacă am fost furați într-un fel sau altul, sau mințiți la achiziția de și gaze. Și furați și mințiți, după pauză. După publicitate. Am revenit în studio. Vă amintesc că invitatul din această seară a emisiunii este Renato Osatu. Renato Osatu e președintele partidului nostru. Înainte de pauză, spuneam că revenim să discutăm, să ne răspundeți la o întrebare importantă, dacă documentele, informațiile, sursele cu care ați comunicat dumneavoastră despre achizițiile de gaze v-au ajutat să găsiți probe că am fost mințiți și furați la achiziția gazelor naturale în iarna anului trecut. Doamnă Rață, haideți să facem așa. Eu o să fac doar câteva declarații scurte, deoarece este un subiect prea important. Ca să-l vorbiți la cutia neagră. Nu ca să-l vorbim, că dumneavoastră vreți să... În ceas de mai am vorbit despre lifticul lui Marina Tauber și al ușor, și am hai în 20 de minute să explicăm cum au fost mințit și furat oamenii într-o oră jumătate. Eu pot vă spun un lucru sigur, primul, că din cauza... cu participarea unor cetățeni străini despre care s-a discutat și la dumneavoastră în studio și unii funcționari din Republica Moldova, cetățenii au plătit cel mai scump gaz. Că având o experiență foarte bogată la nivel internațional acești cetățeni străini, pe unii conducători inclusiv de țară i-au folosit în tiomnă, cum zice moldovanul, cineva a fost corupt din funcționari de rang înalt de stat. Și astăzi toate aceste persoane trebuie să fie trase la răspuns. Pentru mine este important că eu am stabilit toată cronologia, cu toată isteria pe tema gazelor naturale, pornit încă în toamna anului 2021. Eu am stabilit că care a fost rolul Berdului în această istorie. Eu am stabilit că din 300 de milioane de euro creditul Berdului, 100 de milioane care au dat din stat și 200 de milioane trebuie să le folosească doar în stare situație de urgență, 86% a fost această Eru Group. Eu am stabilit... ca beneficiar, de la ei s-o cumpărat. Da. Eu am stabilit cum persoana care conducea și cu Eru Group participa la ședință online, inclusiv a guvernului, la ședință de lucru Energocom. Eu am stabilit cum această persoană, care primul să-i spunem domnul Copols, din Leogran, de-am făcut un fel de domn priomă, unii de-am îi chema, pe care îi recruta, pe care îi încerca să-i amăgească cobere, care să-i mai propui ceva. Chema pe stabilit... cine? Oficial de-a noștri sau pe cine? Nu, oficial din Republica Belarus, doamnă. Nu, în sens că pe cine? Explicați ca să fie clar. Deci doamna oficial de-a noștri îi chema acolo. Dumneavoastră aveți rândul ăsta de a balamuti oamenii? Iată, eu am început pe rând. Iată, iar, hai 10 minute, facem o pauză de publicitate. Serios. Da, da, televiziunile există din publicitate. Dacă n-ați știut, ei noi nu trăim pe aia. Haideți încă o dată. Deci, dumneavoastră, sunt chestii interesante și grave. Nu asta spuneți că omul care era și în această companie, și consilier, și participa la licitațiile organizate de Energocom, o transformat din Leo Grand în loc în care se întâlnea cu funcționar și ce făcea? Doamnă Răță, eu am spus și făcea și n-am fost explicit?
Papagal trebuie să repet încă o dată, v-am spus. Pe unii recruta, pe alții încerca să-i corup. Nu știu ce mă întrebați încă o dată. Cum îi recruta? Ce aveți în vedere că recruta? Doamne Răz, puteți să mă lăsați o dată să vorbesc ca măcar oamenii ceva să înțeleg. Hai, dacă dumneavoastră nu vreți să înțeleg. Da, vă las să vorbiți. Da, nu vă las să vorbiți. V-am stimați telespectatori, haideți așa, deoarece ședere trăiește spânul, retrăiesc alți membri guvernării, le dau câte o leacă, măcar să înțeleagă în ce direcție mă duc, și cu toate documentele, eu să ies într-o altă investigație, într-o conferință de presă, eu liniștit, să le lămuresc la oameni, să le arăt anexa 1, anexa 2, contractul de cumpărare a gazelor, contractul de vânzare, că noi ședem parcă la, băi ăsta, cum se numește la captain, emisiunea aceea, vorbește Moldova, o. Înțelegeți? Deci, această persoană și alte persoane străine, folosind mai mult cetățeni, când am luat și am făcut o cronologie și am văzut când, spre exemplu, din 25 octombrie a declarat Energocom, să spun, că acest copol a început să funcționeze ca consultant a guvernului. El era angajat, era aici încă din 2021. Din 2021, exact. Noi vorbim acum, da. Și eu pot să vă spun că ești aici au mințit. Unii așa, să începem pe leocam, așa. Andrei Andreevici, că eu deja îl spun, după ce a făcut el diversia în pas, n-a să zic Andrei, că trebuie să zic Andrei Andreevici. Spre exemplu, domnule Spânu, domnule Bânzari, da? Director, nu știu cum. Spuneți, vă rog, dar ce înseamnă cu scrisoarea asta din 23 octombrie 2021 e-mailul din partea domnului William Copols către Energocom, în care sâmbătă, la ora 5 seara, el deja va dă denumiri la 3 companii, cum se face de obicei și nu contează că e în Somali, că e în Moldova, că în alte țări, una îți dă scumpă, prețul cel mai mare, cei care se dă pentru formă. A doua, Euro Europe GmbH, vestită. Și a treia, companie PGNIG, în care vicepreședinte era alt cetățean străin, care a participat cu voi, practic, la toate lucrările, în ghilimele, Maceș Vozneac. Spuneți, vă rog, cum sâmbătă, încă o dată repet, sâmbătă, seara, pe 23 octombrie, el iese la lucru... 2021. Da, dar el vă spune vouă de la cine să cumpărați gazul deja. Deci o firmă străină, una de lui și alta partener. Spuneți, vă rog, că încă o dată, eu să ies separat, că aici nu mai scoate mază în capăt. Spuneți, vă rog, dar cum s-a prinit că în perioada anului 2022 Energocomul a vândut gaz companiei IERU GmbH din Ucraina și companie Naftogaz. Au fost două tranzacții, una pe 27 septembrie, alta 28 septembrie 2022. Energocomul moldovenesc a vândut acestor firme. Da, cel mai interesant. La ce preț? Uitați-vă, licitația, spre exemplu. Energocom, așa că... Deci Energocom a publicat... Ok, e documentul lor în engleză. Energocom is kindly inviting traders to submit... Deci, vă rog, traderii veniți cu ofertele, că noi venim gaz, spune Energocom. Deci, scriu cantitatea care vor să o vândă. Și ce cantitate vândă? Aici sunt 20 de milioane de metri cubi. Deci, și ei tot anunță condițiile licitațiilor că formula prețului va fi TTF, Day Ahead, Herring Closing Index. Deci, pentru oameni, ca să înțeleagă mai simplu, deci, la închiderea bursei din Olanda, prețul care va fi cu acest preț, Energocomul gata să vândă. Deci, până la urmă, se primește un lucru tare interesant, că tot voi, Energocomul, ați scris că Bani Goffa deadline până la ora 3. Deci, spuneți, vă rog, cum în aceeași de seara ați fost contactat iarăși de domnul Copols și compania Eru Group și i-ați vândut gaz nu la prețul bursii,
la închidere. Că atunci ziua aceea era în jur de 200 de euro prețul în Olanda și 190 de euro era în România. Vorbim despre megawatt. Și voi ați vândut cu 153. Acum, nu vreți să le explicați cetățenilor încă o dată? Eu am toate documente pe astea. Cum, spre exemplu, vă arăt, unii poftim, pe data de 27, din tâi v-am arătat cum a organizat licitația, pe 27 septembrie 2022, poftim, Eru Group, cumpărător, seller, Energocom S.A., și vinde la un preț fix, încălcând chiar condițiile voastre care le-ați anunțat la licitații. Că toată lumea care este din domeniu. Haideți să descifrăm un pic aceste două lucruri pe care le-ați arătat. Dumneavoastră, înainte de emisiune, mi-ați spus despre aceste două documente. Eu am fost foarte... toate, da. Eu am fost foarte mirată. Energocom vinde gaze, indiferent cui, vinde gaze. Energocomul care n-avea gaze și cumpăra... În cazul nostru, important cui, doamna Rată, chiar e Eru. Da, e important și asta, dar și dacă nu era Eru, oricum este interesant. Dumneavoastră ați reușit să înțelegeți, să vorbiți cu cineva, v-a explicat cineva cum, adică, de ce Energocom vindea gaze? Căruci, tot în perioada aceea era gaz cumpărat de Energocom de la Moldova Gaz. Aici atent, doamna Rată. Energocom cumpăra gaz de la Moldova Gaz. Da, atunci da, la perioada aceea da. Deci vindea gaz, o cumpărat în volum, dacă nu greșesc, 48 de milioane de cuburi, ceva de genul ăsta. Gazul l-au achitat la Moldova Gaz. Țineți minte, mai din coișit și Gheaghea Vovă de la Moscova, cu o declarație că rusesc gaz a fel în Ucraina, și tot asta, a fost în presă, ceva optimă. Apoi vorbim despre, cred că de aceeași perioadă. Deci, încă o dată, Energocom achită la Moldova Gaz un volum de gaz, mă tinc 48 de milioane. Încă o dată, trebuie uitat în contract cu dumneavoastră, nu o scot în capăt în 10 minute. Deci, îl achită cu TVA, normal, da? Dacă o întreprindere, cum ar fi Energocom, cumpără de la Moldova Gaz. Nu este adună malinca, nu. Ei au achitat gazul la Moldova Gaz cu TVA pentru gazul care, de fapt, să afla pe teritoriul Ucrainei. Deci, acum Eru, fiind cu sediu în Ucraina, deja știe toată lumea, cumpără acest gaz de la Energocom, v-am demonstrat prima pagină din contract, și moldovenii noștri ce vor să facă? Când exportez orice, doamnă Rață, ce cere înapoi? TVA-ul. Și îți duc moldovenii, specialiști de alte bânzari, care idee n-are și cu viața lui ca și domnul Spânu, să duc moldovenii după TVA, știi, ca în filmul Za spicicami. Și lor le spune, băi băieți, dar sunt așa contracte numite backhaul, da? Când poți vinde marfa care se află în afară țării. Deci la noi nu a fost asimilată, deci nu a fost în regulă adusă legislația și ține tot ce ține de Vama Republicii Moldova. Armonizat. Armonizat, da, vă mulțumesc. Nu era armonizată legislația. Inspectoratul scăl Vama să duc moldoveni după TVA, dar lor Vama le spune, zic, băs, da, cum voi, noi să vă întoarcem TVA-ul la și în Republica Moldova nu a intrat. Deci aici e crimă peste crimă, doamnă Rață. Sau crimă, sau incompetență, dar important că iarăși, astea 8% TVA s-au pierdut, că i-au vândut lui Eru gazul, care de fapt o să afla în Ucraina, de iură au achitat la Moldova gaz cu TVA, ei au achitat și la Moltransgaz tranzitul de gaz, adică au achitat pentru aer, că gazul și din Ucraina, doamnă Rață, vă spun că aici trebuie depus pe așa un perete cum e la dumneavoastră, știți, să le punem toate, că asta e ceva groaznic. Și asta tot a influențat, iarăși, prețul final pentru consumator, și nu contează, agent economic, ori simplu cetățean. Doamna Rață, mai departe eu vă spun, ei, am aici scrisori trimise de Spânu, domnul Spânu, încă o dată, nu retrezi, eu tăi să le fac publici, nu, pur simplu.
Deci, spânul șere la tăți de urgentă, că iarăși nu depindem de ruși, rog la toți să se implice și să hotărâm cu armonizarea legislației cu Băcol. Eu vă spun, e că nu știm pe domnul Talmazan, dar am înțeles că și-i din Maladeț, că domnul Talmazan, șeful VEMI, ca să înțelegeți, iată unul din răspunsurile, da, biroului Vamal, că zici, băieți, noi n-a să mergem la... deci, în lege e scris clar că vama se face când marfa ajunge în țară și TVA-ul se întoarce când avem vama de fapt cu ieșit din Republica Moldova. Lăsați voi istoriile astea voastre. Ca să înțeleg, s-au făcut presiuni pe Talmazan, pe inspectorat fiscal. Deci... Acest gaz care l-a cumpărat ieri, potrivit documentelor dumneavoastră, și care de fapt s-a aflat în Ucraina. Nu potrivit. Puteți, mă rog. Potrivit documentelor din guvern, astea toate sunt documente. Documentele pe care le țin, adică aveți siguranța că sunt acte oficiale, nu sunt false. Doamna Rasa. Eu asta întreb întotdeauna. Indiferent cine vine cu niște acte, eu vă spun și numărul la tractor care a îngropat mazutul la termoelectrică, vă l-am spus în direct, dar dumneavoastră îmi dați așa întrebări serios. Acest gaz. Asta cum a fost mai târziu vândut? De ieru a fost vândut mai târziu, adică putem bănui sau sunt probe că a fost mai târziu vândut de ieru tot nou mai scump? Nu, nou, ieru în general ne-a vândut tot mai scump. Anume, această cantitate, eu nu, pe mine asta nu mă interesează. Că, înțelegeți? Că noi, de fapt, gazul care era în Ucraina, deși tătă, când eu aud pe mulți, că nu, că noi ieșim de sub ruși, așa mai departe. Deci când se bagă într-un la păstrare, în rezervoare care în Ucraina, da? Gazul care într-adevăr e moldovnesc. Și nu contează. Gazul de la Ieru, din țara și de la companie care este secretizat, nu, ăla care e secretizat, el a venit din Grecia spre noi. Ăla nu a fost prin Ucraina. Greșesc. Deci, spuneți-vă rog, în rezervoarul ăsta de păstrare, când toarnați dumneavoastră 20 de litri de benzină într-o bocică, eu 20, Gheghe Peche din București, tiotea Lucia din Moscova, cum poți să-i spui că benzina e moldovnească, română, rusă, dacă acolo e un zbor în SSR, înțelegeți? Compania Aero a profitat, pot să vă spun, și faptul că, pe urmă să vin cu detalii și cu multe altele, da, noi mai aveți 3 minute. Dumneavoastră, oricum nu puteți să vedeți mai multe de... Da. Nu, stop. Doar... Înseamnă că e important. Ca să înțeleg oamenii. Unii au fost tot astea. Deci, Berdu, într-adevăr, a vrut să ajute Republica Moldova. O dată 100 de milioane. Ne oprim la o tranzacție concret. În total 300 de milioane de euro, așa? S-au făcut licitația, au organizat tot. De Copos, Vozniac, Canortri nu puteau, Bânzari nu poate face diferență între Sărnici și Brichetă atunci, la momentul acela. S-au făcut tot frumos, s-au cumpărat gaz până la urmă de la Ieru. În sumă de aproape tot, peste 80%, așa, peste 200 de milioane de euro. Deși s-au făcut acest lucru în toamna 2022, în perioada când doamna Gavriliță era în vizită în Baku, pe atunci ca prim-ministru cu spânul și negociau cumpărarea gazului. Deci, deși gazele cumpărate în afară de gazul ieruși, banii Berdului, au început să livreze imediat în câteva zile și s-au livrat noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Gaz, apropo, cumpărat nu la cele mai rele condiții. Care? Dar ăsta lui Ieru, care a fost ochitat tot în toamna 2022. Și aici am maladeț. Adică maladeț ca iscroși. Am de iscroși profesionali. Am de străinii care i-au balamutit pe noștri. Că gazele au fost achitate în toamna 2022, aproape 300 de milioane. Și veneau niște volumi de râs copiilor. Da. Cât cerea Moldova? Nu cât cerea Moldova. Moldova îi trebuie câte 100 de milioane fiecare seară. Da. Numai că deși același copos a mers și la alte negocieri, cu spânul, Gavriliță și așa mai departe, lor le trebuie ca în perioada când gazul era cel mai scump, anume decembrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, să fie cumpărat de undeva. Lor le era totul de unde și cu ce preț. Știți de ce? Ca când începe să livreze gazele ieru din acele 300 de milioane de euro. Și bă, afară cald, că nu contează, că e război în Ucraina, nu e război în Ucraina, domnul Răță.
Gazul tot timpul, iarna e mai scump, primăvara, vara e... Da, dar dumneavoastră aveți siguranța că ieri nu a depozitat tot acest gaz în rezervoarele din Ucraina. Cel puțin domnul Bozian, la emisiunea cu Spânul, dacă vă amintiți, eu l-am întrebat despre asta și el ne-a spus că toate cantitățile au fost de ieri transferate în rezervoarul de acolo. Doamne rază! Dumneavoastră aveți siguranța că ei nu au transferat totul și, de fapt, în vară cumpărau ieftin, vindeau scump. Doamne rază! Sunt sigur de asta, deoarece în condițiile când au fost... deci, dacă dumneavoastră cumpărați gaz, doamnă rață, oare făină nu contează, stabilez din start, te rog frumos, dă-mi 50 de kilograme pentru moare de făină în octombrie, dă-mi 50 în noiembrie, dă-mi 100 de kg în decembrie, în două ori mai mult de atâta, că la oamenii anul nou Crăciunul își vând pâine mai multă, așa se face. Am înțeles. Deci, dar în momentul când eu folosesc 200 de milioane banii Berdului, pentru situații de urgență. Și era urgență să dați voi banii nu știu unii, când deja era gaz în Republica Moldova, de am început să funcționeze și contractul cel secret, care îi lăscund și-am după. Căruși, da. Noi suntem deja pe final de emisiune. Ultima întrebare la care puteți să răspundeți. Ei au așteptat primăvara, că ei băieți au primit câte 1000 de euro. Au fost plătiți câte 1000 de euro. Pe 1000 de euro de metri cubi, cifra medie. Până la urmă, primăvara, igdeam când vineau cantitățile cele mari care vă le-am arătat la Cozer, la Jurnal TV. Nu știu, la alte emisiuni nu pomeniți atâta emisiunea noastră, dar... Da, dacă la dumneavoastră n-am fost de 2 ani jumate de... Ați fost la alte emisiuni la TV8. Noi mai rărut și mai drăguț. Am fost la Golea pe Șupchinie Ore. Mai rărut și mai drăguț. Întrebarea ultima, important. Da. Ca să înțelegi. Din asta, din toate documentele pe care le-ați consultat, sunt urme care demonstrează că Spânul a avut de câștigat financiar din toate aceste tranzacții. Adică întrebarea pe care ne-o punem noi, importantă, este Spânul a fost dus de nas și n-a înțeles ce fac acești, cum i-a spus dumneavoastră, scroci? Sau el a fost implicat? Nu e scroci, apoi nu am zis, ani schemșichii. Ești mașenici. Dacă durșor când au organizat furtul miliardului cu Serioja Ralov. Sunt oameni de afaceri, ei așa spun. Ei sunt oameni de afaceri. Da. Sunt mașenici economici, ne-a pizat le cămpuri. Ai construit schema în așa mod. Ia în Platon cum au construit Landromatul. Căruși până amunul. Haideți să răspund la întrebare că suntem în depășire. Deci, aveți probe? Adică ați găsit ceva? Dumneavoastră aveți ceva ca să vă indice asupra asta? Dar de ce numai Spânul vă interesează? Pentru că noi vorbim în primul rând despre un om doamna care a revenit în funcția de ministru. Doamna scoateți la mine o propoziție din context. Eu, nu din context. Eu vreau să scot un răspuns la o întrebare importantă. Bun. Dumneavoastră, căruși, simați telespectatori, eu o să ies cu toate informațiile separat, le pun pe tablă, vă explic cu date din 2000. Doamna Rață, de atâta că dumneavoastră vă întrebați, haideți vă întreb și eu. Dar e drept că Boris Nicolaevici Yeltsin, când s-a întâlnit cu Clinton, i-a dus The Sky is Blue. Nu știu, eu n-am consultat documente. Nu, dar public era. Doamna Rață. Dar documentele astea o să le duceți la procuratură? Da, eu am început, apropo, iată asta întrebare. Deci, începând cu primele declarații pe teme gale, simați cetățeni, am găsit și doi avocați, gospodari, și un procuror care ajută, ca să fie materialul calitativ, să nu fie foaie verde lobodă. Deci toate materialele cu cele care încă nici n-am reușit drept să le citesc, că sunt foarte multe documente, ele toate vor fi depuse, clar lucrurile. Da. Eu nu cred că ați fi o reacție, că deja... Nu știu de ce nu mi-ați răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o. Sper că o să răspundeți în conferința... Cum ați întrebat, așa v-am răspuns. În conferința de mâine este o întrebare foarte importantă, ca să ne dăm seama despre modul în care a fost... Doamna Rață, dacă dumneavoastră dați întrebări, oare vreți să-l scoateți pe cineva de sub tancă, înțelegeți? Nu, eu vreau să pun întrebări ca să am răspunsuri. Nu încerc pe nimeni de nicăieri să-l scot. Dar astea sunt importante. Bun, cum spune întrebarea... Doamna Rață, nu mă născut ieri, eu pot să vă predau și cursuri la investigație. Da, mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Mai vrut să vorbim și despre omul politic. Mă iertați dacă nu n-ați înțeles tot ce am vrut. Spun că aici așa e situația, vorbim separat. Foarte corect. Aici nu spui numai ce vrei să spui, dar spui răspuns la întrebări. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.